Manifestările dedicate Zilei Internaționale a Muzeilor, care se aniversează în fiecare an în data de 18 mai, au fost programate la Romanul, se desfășura la Muzeul de Artă, în perioada 14-20 mai. Acestea se vor încheia vineri 20 mai cu lansarea de către profesorul Tit Tihon a 3 volume de carte. Muzeul nostru organizează și în acest an o serie de manifestări culturale, în special dedicate acestei Zile Internaționale a Muzeilor. Și începem de astăzi, 14 mai, nu cu o singură manifestare, ci cu două expoziții care le deschidem astăzi. Este vorba despre expoziția personală a artistului plastic Ștefan Leonte și expoziția personală de fotografie a domnului profesor Paul Alexandru. Vom continua aceste manifestări dedicate zilei de 18 mai și nu numai, pe 18, chiar în data de 18, miercuri, la ora 16, cu deschiderea expoziției personale de pictură a doamnei Monica de Carp, membră a Uniunii Artiștilor Plastici, filială Neamț. Și vom continua vinerea viitoare, pe 20 mai, ora 16, cu 3 lansări de carte a domnului profesor Tit Tihon, la care noi vă așteptăm cu mare, mare drag. Autor a două romane, profesorul pensionar Tit Tihon a scris primul său roman la vremea când se afla detașat ca profesor de matematică la un liceu din Chișinău în anul 1993. Vineri 20 mai, la ora 16, Muzeul de Artă din Roman va găzdui lansarea a 3 volume, dintre care 2 de poezii și volumul al romanului autobiografic Impostorii. Această carte, de fapt roman, este al doilea, pentru că primul roman l-am scris în 1993 la Chișinău, când eram detașat ca profesor la un liceu. Dacă aș putea să comentez ceea ce scrie în cele două volume Impostorii, mi-ar fi prea mult timp. Așa că vă invit vineri 20 mai la ora 16 la Muzeul de Artă și veți vedea o lansare de 3 volume mult deosebită și mult diferită de ceea ce cunoașteți dumneavoastră la lansările de cărți. Este ceva, un model, pot să spun, un model de tip canadian la lansare de cărți. Romanul autobiografic Impostorii relatează întâmplări din viața personajului principal, a cărui existență este urmărită de-a lungul mai multor decenii, atât în roman cât și peste hotare, în Republica Moldova, unde profesorul Tit Tihon a predat în anul 1993 matematica. Romanul este un pamflet și orice asemănare cu personaje și întâmplări reale sunt pur întâmplătoare. Prezint în această carte, scriitorii cește o imagine a unei existențe de-a lungul mai multor zeci de ani. Adică de la copilărie, de la refugiul părinților mei din Basarabia, amintirile la ziua de Ignat, Siberia, cu refugiu, deportarea părinților în Siberia, venirea mea pe lume undeva în partea Banatului, detașarea la Chișinău, unde am profesat matematica, cu amintirile și toate felul de povestiri, unele dintre ele chiar și fabulate, pentru adolescentind, ca să fie citită cu plăcere, Alassandra Brown și chiar unele acțiuni polițiste după Sherlock Holmes sau mai știu cum vreți dumneavoastră să luați. Autorul folosește un stil pe alocuri extrem de acid, relatând întâmplări reale din viața sa de profesor, adesea intenționat marginalizat de către colegi și conducerile liceilor la care a predat până la ieșirea forțată la pensie. Ca să fie citită cu plăcere, Alassandra Brown și chiar unele acțiuni polițiste după Sherlock Holmes sau mai știu cum vreți dumneavoastră să luați. Sunt lucruri care le-am trăit de-a lungul timpului și înainte de 90 și după 90, ca și un cadru didactic. Ești la pensie la vârsta de după 44 de ani de carieră. Sunt lucruri, unele dintre ele sunt puțin cam acide, în sensul că prezint realitățile existenței unui cadru didactic trăite și toată lumea le știe și le vorbește pe la colțuri. Eu am avut curajul să le scriu într-o carte.
cu tot felul de acțiuni, începând la inspectorul școlar, inspectoratul școlar, inspector, director, marginalizări, frustrări și multe, multe alte probleme care mi-au dat un bine sau câteodată am fost călcat cu bocanci în activitatea mea. Vorbesc despre simpozioanele la Roman, marginalizate de foarte multe ori, vorbesc despre ajutorul care l-am primit din partea unora sau din partea unora care nu l-am primit, vorbesc despre premiile obținute de către elevi care veneau cu zecele la orele de pregătire de sâmbătă, la observațiile de seară, care la olimpiadele naționale și internaționale. Autorul vorbește cu pasiune și despre preocupările sale pentru astronomie, despre organizarea la Roman a primei olimpiade naționale de profil. Simpozioanele la Bârlad, olimpiadele și toate șmecherile, să punem în ghilimele totuși, de pe la olimpiadele naționale de astronomie, interesele mai puțin oculte sau chiar oculte pentru protejarea unora elevi de acolo sau de dincolo sau mai știu eu cum și alte lucruri. Interesele și a colegilor din jur care în loc să dăi o mână de ajutor mai mult au profitat de diplome și de alte lucruri. Autorul nu ocolește nici referirile la cauzele valului de sinucideri din liceele romașcane provocate în anul școlar 1990-1991 de influențele mișcărilor sataniste care pătrunseseră la Roman în rândul liceenilor vremii. Vorbim în volumul 2 despre o energie negativă. Fiecare va înțelege cum dorește acest lucru, la un moment dat care o acoperit cu nori negri orașul Roman, începând undeva de pe 90-91, cu tot felul de mișcări sataniste, Misa, Ella și toate celelalte care în rândul tineretului au prins aderență, cu tot felul de manifestări din partea lor, lucruri care sunt cunoscute sau mai puțin cunoscute din partea acestor tineri cu sinucideri. Cartea are și o tentă filozofică, profesorul Tit Tihon fiind cunoscut și pentru preocupările sale pentru astrologie. Acesta vorbește chiar despre o existență tridimensională a omului care marchează existența umană, susținând că aceasta este una din temele de astrologie care l-au consacrat în domeniu. Tit Tihon este autorul la numai puțin de 48 de volume, din care cele mai dragi sunt cele două romane cu tentă autobiografică puternică. Autorul își susține singur cheltuielile de publicare a cărților sale.